pe ordinea de zi, practic, rectificare, rectificarea bugetului. Aprobarea procesului la ședinței din 1 octombrie 2016. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Crețu Jesu în 2016, proiect prin stare de viitor și diverse probleme. De asemenea, îi dăm drumul la... Supunem la vot procesul de la ședinția anterioară. Cine este? Cine este pentru? 15. Da, să punem la vot ordinea de zi, din nou. Cine este? 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de anul 2016. Având în vedere adresa ANAF, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, Iași, Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Bacău, 2695-2016, înregistrată la Primăria Crăjă, Județul Bacău, sub numărul 6.314 din 7.11.2016, referatul întocmit de către doamna Iștio Calina, denunța șef birou financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Crăjă, aprobat de către ordonatorul de credite. Eu cred că n-ar trebui să citesc tot materialul, pentru că ați avut la mapă dosarul. Dacă sunt probleme, putem să le discutăm, domnișoară, doamna Alina este... Așa cum am pus și referat, aveți referatul anexat la material. V-am trecut în anchetă acolo cam tot ce obligativitatea care m-a pus să fac această rectificare de buget. În primul rând, cu școala, s-au luat de la ANAP niște bani de la învățământ. Deci ei dau un curs, iau când vor și de unde trebuie. Deci am trebuit să dăm 76.000 la stat. Iar celălalt v-am pus, a luat din bugetul local care a participat, era pus pentru dispensare, niște bani și până la ora asta nu se mai face niciun demers. Am luat niște bănuți de acolo și am împărțit unde am avut nevoie. Și în principiu a fost așa, pentru ajutorul din încălzirii care trebuie să predăm la ajutorul social și sunt bani pe care îi plătim din bugetul local. Deci nu îi vine de la bugetul de stat, cum vine din celălalt subvenții pentru cetățeni. Ajutorul social se plătește din bugetul local. Așa cum știți și ați discutat la ședința trecută, s-au început reparații curente la bibliotecă și am pus niște bani. Nu trebuie să vă mirați că sumele sunt foarte mari. Eu mi-am pus estimativ, mai bine să am un plus decât să luna viitoare să vin pentru 1.500 lei. Aș vrea să intervin aici așa cu biblioteca. Practic, acolo va fi o sală de lectură. Vom face o sală de lectură și acolo ne vom desfășura și noi activitatea adică ședințele consiliului local, pentru că aici așa spațiul este mic. Deja persoanele stau afară pe hol, pentru că nu poate să intre aici la birou. Sigur, Alina a pus o sumă acolo și așa, practic, noi facem pe forțe proprii, nu cu, decât materialele care sunt, atâta bine, sunt costurile noastre. Cu scaune, dacă voi vreți să luăm mobilierul de aici, dar și aici trebuie să rămână ceva. Aici vedeți că desfășoară toate partea din încălzire. Oamenii când vin la Kevin pot să stea în birou cu 3 persoane, să stea tot peste fete acolo. Să lasă rămâne. Vine cineva la noi, are descris o cele, o anchetă. Cine stă frumos aici deci... și își face treaba, nu stă în birouri cu noi. Și așa suntem. Destui în birouri, mai bine să și cetățeanul cu tine în birou, nu se poate. Oricum, deci dacă e să modernizăm, să modernizăm ca coada. Acum, pentru plus minus 100 de milioane, nu cred că... Deci costurile sunt minime acolo, așa. Numai gipsul ăla care se face un perete de față. Și mâna de lucru facem cu cele de la 416, cu toată lucrarea. Deci nu avem, n-am contract la nimic. Și ulterior o să facem și intrarea. O să cumpăr un 20-30 de metri de pavaje ăsta și facem și intrarea să fie frumoasă. Acolo cred că nu s-a făcut de când nu s-a făcut de mulți ani. Și va trebui să modernizăm și intrarea un pic. Deci cam asta e. Mai departe. Așa, la transferul de bani care v-am zis că îi dau, mi-am mai pus eu o marjă, 1.000 de lei pentru persoana cu handicap care o avem și plătim la stat.
La drumul am pus eu o sumă să fie acolo, vedeți că mai sunt făcut și părai, nu știu ce o să fie la vizitezi în luna decembrie, deci am mai pus niște bani la drumuri. Așa cum ați discutat cu achiziția la Maia, care s-a discutat ședința trecută, acum am prins și banii. S-a încheiat un contract de colaborare cu FSC-ul pentru After School și am făcut pentru astea două luni, în noiembrie și decembrie, un cost estimativ cam de 7.000 de lei și, și parcă, dacă n-am omis să vă pun și la materialul de lucru, avem omis. Mi-au dat domnul de la FSC, adică au cumpărat deja un set de materiale cu care să-și desfășoare activitatea, un set de jucării, cadouri pentru Crăciun, un festival pentru 50 de copii de sărbători pe ei așteaptă. Adică ce-o gândit FSC-ul pe ei să facă? Probabil cum fac și la alte localități. Nu înseamnă doar un contract de colaborare. Plus, avem un educator cu 4 ore angajat, e din comună de la noi, dar e angajat de FSC, un psiholog, adică să facem chiar o activitate cu copiii așa cum trebuie. Și aici, adică pentru astea două luni, ar mai undeva la 7.000 de lei. După aia, mai departe, faptul că avem peste 50 de salariați, aici vorbim că avem 40 de asistenți personali și intră ca salariați în instituții noastre, primăria este obligată să plătească 4% pe bugetul de stat, faptul că nu avem nicio persoană cu handicap angajată la nivel comun. Deci noi ar trebui să avem pentru la peste 50 de salariați, cel puțin 4% o persoană cu handicap. Și noi nu avem angajată cu handicap. Și atunci primăria ori cumpără materiale ceva de la unități protejate, dar sunt foarte puține unități protejate la nivelul comunei, la nivelul județului, sau plătim câte stat 4%. Până la ora, deja ne intră undeva la 5.000 de lei, când stăm la stat, faptul că nu avem persoane cu handicap angajat. Pentru un an, da. Pentru că asistenții personale am angajat de la 1 februarie și am depășit, pentru că noi suntem 20, suntem puțin, dar top asistenți personali, că avem 40, depășim 50, numărul salariat. Și intră ca salariații primării și... Așa, la consilier mai am o bucățică pentru salariile dumneavoastră și am mai pus-o la primărie, alte cheltuieli, să mai am acolo niște bani în caz de ceva. Și diferit ce v-am spus de școală. Am asta, voi. Am mai rog, care a acceptat. Întrebă, dacă aveți. Da, întrebări? La droguri, ce bani? Păi aveți, am prins 40.000, am pus eu așa, să mai face la părău, dar dacă nu se cheltui, să duc în excedent, nu e obligat. Poate ajung niște roade de balastru și pe drumul de Somușca. V-am explicat că acolo cu drumul cu Somușca este cam greu, pentru că este drum județean. Dacă cineva are curaj să semneze, eu nu semnez. Adică este un drum care nu este în comun, în primul rând. Și s-au primit niște bani la nivelul județului, care județul ar trebui să vină să-și facă așa cum și noi fim. Înțeleg că sunt chei foarte greu, s-au primit banii aia 93.000 pentru inundații, așa au primit și Consiliul Județean și n-ar decât să trimită oamenii infectori și să-și facă drumul. Măcar să mai puneți niște pește în bărțile. Da. Acum problema este că cred că o să am o discuție cu președintele Consiliului Județean să vedem în ce putem face ca să fie, nu să fie în... Deci una e că vine, eu știu ce, să vin eu cu dăla mea, dar să mă apuc să investesc cu drumul ăla, nu e ilegal. Nu e ilegal, dar nu e ilegal deloc. Și acum vedeți că pentru orice lucru poți fi... Deși oamenii nu înțeleg, zice că primăria nu face nimic, dar trebuie înțeles și citit un pic văzut care e problema, în primul rând. Dar cu-i drumul, cu-i așa că o să mă duc, fac și la mine curte, acasă, drumul și asfalt și... Deci nu este al comunii, face județul și au primit bani pentru drumul respectiv. Și plus că dacă se verifică hotărârea de guvern și se verifică că s-au primit bani pentru drumul la Somoșca și primăria vine și bagă acolo 200 de milioane că să mai facă 5 de balastru. Păi atunci trebuie să mergem să stăm în ușa Consiliului Județean, să ne proptim acolo și dați-ne, domnule, hai să faceți ceva cu drumul ăla. Cred că o să rezolvă și problema asta, dar mai durează un pic, e foarte... Până la urmă, oricum, e acum vine și îngheț. Asta este. Nu este drumul nostru. Da, e problema cu banii, au venit și cam târziu, până se demarează că e la ei nivel de licitație, pentru că lor le-au dat mai mult pentru mai multe județe, și până se demarează problema de licitație, durează foarte mult. Și nu se știe dacă banii la 31 decembrie rămân în conturile instituțiilor. S-ar putea să ia guvernul înapoi și atunci la anul nu se știe dacă mai dă iară. Și așa, păi asta este politica, ce vreți să facem, dar nu dirijăm noi din interior, eu la contabil sau... Și la nivel de județ, sunt sigură că se face la nivel de licitație și licitația nu se face așa de pe zi, pe alta ca achiziții direct. Așa că e asta. Înțelegeți? Deci sunt niște perioade din care respectate, niște proceduri, niște care... Și dacă, contestații cât China. Dacă sunt probleme la nivel comunal, adică încercăm fiecare să veniți cu propuneri
și în funcție de propunerile voastre, noi le facem, nu e o problemă. Adică dacă sunt drumuri, dacă... Noi am demarat săptămâna, cred că deja am demarat în procedura asta de, cu banii noștri, cu drumurile care au fost... Am încheiat contractul, le rezolvăm. Într-o săptămână, două ori le facem. În care vine și drumul de la Somușca, de la strada Clopotelor, dispare, era acolo și asta, ce străzi, și le rezolvăm. Dar ce nu ne aparține, nu putem să ne apucăm. Da. Dacă mai sunt probleme. Mai sunt întrebări? Supunem la vot proiectul de lege. Cine este pentru? 15. Am semnat contractul pentru ca să facem PUG-ul. La suplimentare nu am voie informă, pentru că în 2018 ni se expiră PUG-ul și am înțeles că durează foarte mult până vom realiza PUG-ul. Iarăși am demarat și am semnat contract întocmirea registrului pentru spații verzi din intravilanul local, localității rurale. Deci și aici am demarat, am semnat contractul, care, conform legii, suntem obligați ca să avem aceste spații. Între 500 și 100 de mii. Amenda e foarte mare. Și cam astea sunt probleme. Cu lucrările am ajuns aproape, am ajuns la șosea, ca să spun așa. După care vom demara o procedură de proiectare, ca să spun așa, pe marginea părului, ca să reușim să mai să vedem ce e de făcut, ca să nu se mai colmate. După care am demarat și procedurile astea de schimbul de teren acolo la rete, ca să poate reușim ca altfel degeaba muncim, ca să spun așa. Cam astea sunt problemele. Dacă mai avem o comunicare de hotărâre civilă. Știți, cata, avem de plată 30, ne-o dat în judecată, a câștigat și avem o obligație de la 3.000 de lei despăgubiri, 3.200 de lei cheltuieli de judecată și mai avem 215 lei către stat, reprezentând ajutorul public judiciar. Deci asta este perioada 2010, de când a câștigat o dată un proces, acum este de 2011, 2012, 2013 și din 2014 dă Transgazul chiria. Da. Dar deci a avut perioada tot urmat descoperit. Și acum primăria trebuie să achite somare. Vom vedea cum vom face, pentru că domnul Cadar are și datorii la bugetul nostru și nu vrea să le achite. Eu tot i-am mai dat o tranșă de bani, dar el nu vrea să-mi dea bani. Și acum voi încerca să fac ceva, în sensul, dacă ori vine benevol, ori dacă nu, o să fac și eu demersurile și banii când i-am băgat în cont, îi fac copii și eu banii înapoi. Altfel nu, trebuie să înțelegem. El are la mine 1.000 de lei, trebuie să-mi dea și mie bani la bugetul. Care e domnul Cala? Martin. E tot la bugat. Mi-a spus că nu aveți habar, sunteți într-o sentință civilă. Am habar, dar cine nu are habar, o să aibă alte... Da, discuția a fost și una trecută de domnul Cadar Martin. Domnul de la presă nu știe, poate, de cine e Cadar. Nu, păi, vă dați seama, consilierul nostru trebuie să fie exemplar, nu trebuie să aibă datorii și să-și dea judecat. Da. Dacă mai sunt alte probleme, alte discuții. Diverse. La diverse. Deja am demarat execuția cu 93.000 ăștia, dar cred că va trebui să mai facem pe deva gabioane acolo sus la Dodan, deja a săpat, iarăși a săpat din coromalul ăla. Am venit cu proiectanții, zis, domnule, haideți să facem ceva, că nu știu, trebuie făcut. Mai mult de asta o să obținem autorizații de construcții, nu știu cum, ca să... Sunt câteva puncte unde se sară. Drumul spre Crejuța, la fel, acolo și deci, aproape că a ieșit în drum, iarăși. De câte ori vine rău, de câte ori trebuie intervenite. Și aș vrea să intervin, să facem o dată. Să le definitivăm. Facem un proiectel de gabioane, facem ce facem, ca să, în punctele sensibile, ca să le acoperim.
La diverse aș mai avea o problemă. De fapt, vă reamintesc că în destura trecută v-am amintit de stația aia de autobuz. Văd că nu se mai face nimica. Și mai am o întrebare. Podul ăla de lângă stație, cine administrează? Primăria sau... Podurile sunt administrate. Deci, noi ca și primărie nu avem în evidență aceste poduri. Practic, cetățenii fac podurile, pentru că eu, dacă aș face ca și primărie, îmi trebuie autorizație de construcții și dacă se întâmplă un accident, răspunde cel care a făcut podul. Acum, ca să vă spun că nu, am vorbit un proiect, am dat un proiect standard pentru proiecte pietonale și încercăm să facem, deja astăzi am vrut să vorbesc cu Ionisă, să ne mai dea niște butuși de ăștia de salcâmb, ca să putem să facem aceste poduri provizorii, să le putem cât de cât să le facem provizorii, după care, cred că luna asta am să încerc și începem să sudăm, să facem niște proiecte standard, mai multe poduri de-a lungul părăului. Ca să vedeți că podul ăla care este inclinat foarte mult, are o inclinație aproape de 45 de grade, nu este nicio protecție, vine înghețul. Alunecă un copil, se duce direct până jos. Este lipsă și o leacă din bara curentă. Nu pentru situația este... Acolo trec majoritatea. E vorba, dacă cade un copil acolo, e 5-6 metri, probabil că tot la primărie o să vină. Deci, dar să faci ceva, trebuie făcut ceva provizoriu. Pentru ca să faci ceva, ca să dai evidență, trebuie făcut proiect, trebuie făcut provizii. Încercăm să le facem, dar vreau să vă spun și aici suntem la limita legii. Orice pui în operă și n-ai autorizații de construcție și n-ai, toate vin împotriva ta, ca să spun așa. Deci, eu am să încerc și cu periscul, adică periscul meu, cumpăr aceste bare, curentă mai jos. Sigur, o să le facem, dar vreau să vă spun că sunt ilegale. Dacă se întâmplă ceva, zice, cine a făcut? Primăria. Primăria răspunde. Dacă faci un pod neautorizat, există riscul ca să răspunzi... Dar podul ăla totuși din primărie este făcut. Da, ele sunt făcute tot... Tot la risc. Tot la risc. Adică în sensul ăsta. Eu am să... Deci... Luăm legătura cu Ionisă de la Bărcescu să ne dea niște... Să încercăm, dar v-am spus. Totul se face la risc. Pentru că nu avem autorizații de construcție. Dar, încă o dată spun, am luat legătura deja cu un proiectant de poduri. O să-mi dea niște proiecte pentru și nu o să mă coste foarte mult. Iau niște profile pătrate sau chiar uri, pe care sudăm, punem o tablă deasupra cu mână curentă și ele sunt cât de cât, cum să spun, făcute de un proiectant. Numai că o să trebuiască să le autorizăm, după aia face autorizat de construcție, trebuie ridicări topo, trebuie ce trebuie, nu? Ca să cu aprobarea apelor, cu... Eu aș zice o soluție ar mai fi a cui sunt stâlpi care sunt depozitați de... Nu, dar nu, stâlpul nu, stâlpii se batru ăștia care îi aveți acolo și ei nu sunt rezistenți pentru casă. El stă numai în picioare. Atâta, dar e cum ai căcat, el cum se rupe? Crapă și mare... Acolo n-ai cum, pe stâlpi nu există. Nu sunt stâlpi, stâlpii sunt pentru ca să țină firele, nu ca să pui pot. Eu am întrebat. Nu, deci era bine acolo. Puneai un stâlp de 9 metri și cu pericolul de a se rupe. Nu vezi că în momentul când te izbești cu mașina într-un stâlp, se duce, se sfarmă bucăți, se face? Are o șufă. Are o șufă, nu? Și imediat. Nu? Deci, ideea este, acum provizoratul, să le facem aceste poduri cât de cât, ca să nu fie aplicate, iar în timp de o lună, două, chiar mă gândeam acum la... E un băiat aici care este sudor și a apelat la noi ca să-i luăm la 416. M-aș bucura să vină ca să și-l fac sudor aici, așa, ca să facem podurile astea. Avem vreo 4-5 poduri ar fi de făcut în la Iau, știi? Deci, și un pod să vedem cât ne costă. În jur de 5.000 de lei, cred că ne ajunge, ca și material vorbesc, înțelegi? Pentru că dacă faci podurile astea, din profilele astea, trebuie deasupra să pui tablă striată de asta, rezistentă. Și alea nici nu alunecă. Înțelegi? Ca să... Scândura este periculoasă. L-a pus un pic de... Problema e că trebuie puse postate ca lumea. Acolo, de ce se pun, alea trebuie să fie ca mai mult. Fiindcă trebuie pentru că niște făcut niște picioare acolo. În capete pe care să stea lumea la luna. Că se rost cu un bun, dar eu ce zic, pun chiar în malul părăului și trebuie să-l pui la 10 metri, la 12 metri ca să ai să vinzi un pic ca malul, ca lumea, că dacă facem vad acolo și
faci poduri scurte, așa se întâmplă. Când vine apa, nu te ia. Dar eu vă promit într-o lună de zile, și azi am vorbit, să-mi trimită pe mine măcar cum trebuie să apară proiectul, să începem să cumpărăm și asta este. Le facem, nu să vă spun de la început, că și presa este aici. Ele, tot un fel de provizorat faci. Ca să faci un pod, trebuie să la o firmă autorizată, trebuie să te duci cu inscirizări, cu tot felul. Păi așa nu mai trece omul pe lăuda. Păi asta este, asta, dar asta e legislația. Și de tu ca primar aici ești pus în situația totdeauna să lucrezi între gri și, între gri și alb, așa o chestie de genul ăsta, știi? Sau gri și negru. Și ajungi cetățean să fii și legal. Da, adică să ajungi pe cetățean să fii mulțumit că are unde trece pod, dar pe altă parte vine la zice, domnule, de ce ai cumpărat? De ce ai făcut? Să nu trebuiască să la iar să începem să iar să construim, pentru că dacă nu-l facem la modul serios, că decât că nu mai fie probleme, nu, n-am făcut nimic. La anul iar trebuie să facem aceeași investiție. Odată să terminăm, să închem. Vreau să vă spun asta că am... Sunt foarte mulți oameni în vârstă, care chiar trec foarte, cum spunea domnul consilier, copii. Dar lângă copii sunt oameni foarte în vârstă, care nu prea se descurcă la mers. Și... Am depus acum la Compania Națională de Investiții pentru 6 poduri. Bă, știu, cineva mi-a spus, domnule, eu rectificare și depune acolo așa. Să văd dacă poate îmi dă numai 3 poduri, poate ceva să-mi totuși să-mi dea. Dar vă spun, un pod ajunge în jur de 7-8 miliarde, până la 10 miliarde. Pentru că depinde cum îți dau ăștia de la, în momentul când faci podul, în amonte și în aval, trebuie să faci consolidări de mare. Nu poți să faci numai... Și de asta lucrurile sunt cu un pod normal, costă în jur de 6 miliarde, ca să spun așa. Dar dacă te duci în deal, în stânga, și ăștia te mai și obligă să torni, ca să faci, să stabilizezi podul respectiv. Că așa este, trebuie să faci cu autorizație de construcție, trebuie să faci cu semn de răspundere, trebuie să faci din banii publici, nu poți să faci cum îți vine pe... Înainte cum era, făceai din lemn, făceai din nu știu ce. Și eu zic, totuși o să facem. Într-un an de zile o să fie podurile astea, dar astea, podurile astea care sunt bietonale, astea le facem. Cu riscul de a fi, să fim sancționați, ca să spun așa. Să vedem, că până la urmă nu ducem nimic acasă, da. Nu știu în ce condiții vom reuși. Să ținem bani, acum că asta e cel mai greu. Din bugetul local. Asta pentru podurile mari. Pentru podurile mici vom face din bugetul local. Dacă avem, dacă un pod va fi în jur de 5.000 de lei, să spunem așa, vorbim numai ca material, nu ne costă altceva, pentru că vom face tot cu oamenii noștri. Așa. Până în jur de 5.000 de lei, faci 4 poduri, ai doar 20.000 de lei și ai rezolvat problema. Ca să nu închidem și capitolul ăsta. Că dacă faci din lemn, se strâmbă, se putrezesc, asta este. Având în vedere că domnul Sabău este la treia ședință, trebuie să propunem o altă persoană pentru o șunță de președinte. Vă rog frumos, dacă aveți propune. Faceți propune, vă rog frumos. Spuneți. Îl propunem pe domnul Cadă. Ținând cont că s-a început, o să facem mai târziu. Nu, normal era ca să nu facem discordant, adică mai o dată un PSD, o dată un PNL sau un PSD. Da, vă rugăm frumos să faceți undeva. Bun, este o propunere de grada. Hai să mai propunem și altă propunere. Cine? Domnul Varga. Da, domnul Ionic. Punem la propunere. Se supune la vot. Cine este pentru domnul Cadă? Iar pentru domnul Iorga, cine este? Asta este. Câte voturi pentru domnul Cadă? Pentru domnul Cadă, 13, pentru domnul Cadă, 3. Domnul Cadă. Sunt copii mai vechi. Da. Are vechi vechi. Am înțeles că pentru nu se poate face nimic spre Mușca, dar în stația de autobuz de la cine? Unde stația de autobuz de la cine? E vreo cumpă de palatul, cu stau oamenii în noroi. Unde mai oameni? La Mușca. Deci când s-au făcut
și s-au construit acolo. Cu rețeaua de apă. Cu rețeaua de apă. Au stricat tot și nu mai pus nimic ca balastru înapoi. Și noroi, noroi mult acolo. Acolo e un cămin și acolo s-o săpați. Păi atunci de mașină de mama să face, nu e o problemă. Măcar, măcar acolo, dacă pe drum nu se poate interveni. Și aici la mare, la, la Cișmea, pe partea dreaptă, și acolo. La Cișmea, la Buda. Pe partea dreaptă și acolo ar trebui pus niște balastru, cu o săpată apa și sigur cum un greu prin... Deci, rezolvăm. De rezolvăm. Săptămâna asta o rezolvăm. Și și noi și aducem o mașină de balastru. Da. Dar nici nu știi cum e, pentru că drumul este asfaltat, degeaba pui balastru. Balastru ăsta nu-ți mai zic. Nu, chiar de marginea am zis. Vorbim la Făbușca, vorbim de Făbușca. Acolo ar trebui ceva pe margine. Tot pe margine, domnul, nu-i pe drum. Pe margine. Stația eulea cât mai... Cred că până la urmă... Sigur, am fost ocupați cu părăul ăsta, dar până la urmă trebuie să facem ceva și cu drumul ăsta de la Făbușca. Nu e a nostru, nu e a nostru, dar trebuie să vedem, dar... De a să-l găurii noastre. De a dăncesc găurii, așa. Da, alte probleme, dacă... O să încercăm să rezolvăm și cu drumul la Făbușca. O să stăm o săptămână pe drumul ăsta. Dacă mai sunt probleme... Dacă nu mai sunt, declarăm închisă ședința. Pentru asta. Thank you.